să nu ne enervăm chiar de la început, că țara asta până la urmă e plină de impostori peste tot. Uite altul. Uite altul, Neamișu Tudose. Știți că vă povesteam ieri cu contul lui de 500 de dolari, cum l-au tras băncile în țeapă? E bine, nu erau lucrurile chiar atât de simple. El avea un cont de 100 de mii de lei, despre care nu ne-a spus nimic. Asta nu știm aici cui a dat țeapă. El, băncii sau banca lui? Cert este că acest cont nu apare în toate declarațiile de avere ale acestui premier tractorist, doar în două declarații de avere, le puse succesiv în luna octombrie anului trecut. Contul este menționat la secțiunea active financiare, din cele două declarații de avere fiind indicat la categoria cont curent sau echivalente, în paranteză, inclusiv card. Eu cred că Tudose ăsta, când a văzut prima dată un card bancar, a încercat să-l mănânce. E stilul ăla de om care credea că îi folosește și la altceva. Atât este de nepriceput. Declarațiile de avere depuse ulterior lunii octombrie 2016 nu mai conțin referiri la acest cont. El avea un cont de 100.000 de lei la Raiffeisen Bank, singurul care apare așadar în declarațiile de avere, din 2004 și până în prezent. În schimb, în toate declarațiile figurează o colecție filatelică în valoare de 30.000 de euro, pe care Struțo Cămila asta, numită premier, a dobândit-o între 1980 și 1987. Aici e o chestiune care iarăși mă deranjează un pic, pentru că și noi colecționam timbre exact în aceeași perioadă. Sigur că aveam mai frumoase și mai multe decât Mișu Tudose, care, vai de capul lui, la Brăila, ce colecție de timbre putea să aibă. Noi aveam și din Od Volta, să știți, domnul, din Sarajah, de exemplu. Da, din unul dintre Emiratele Arabe Unite. Aveam de peste tot din lume, dar nu n-am fost atât de zgârciți, atât de neghiobi, atât de neciopliți, încât să facem din asta o avere. Am făcut doar o pasiune. Nu m-ar mira ca un astfel de om la un moment dat să colecționeze și fluturi rari, de Madagascar sau de Malaezia sau de Amazonia, dar să-i pună într-un insectar, cine știe, eu fi adus Liviu Dragnea. De rar de tot din Amazonia. Sunt niște fluturi acolo cât un cap de bou. Într-adevăr, ca mărime absolut uluitori. Am văzut și eu niște colecții de-astea de fluturi senzaționale. Arată fluturii aia de, zici că vii de pe altă lume. Deci sunt incredibili. Există fluturi așa de mari în Malaezia sau în Madagascar. Celălalt, dacă ți se așează pe cap, nu mai vezi, nu știi dacă e zi sau noapte. Atât este de mare. Nu m-ar mira ca omul ăsta să vină la un moment dat să spună că sunt din insula mare a Brăilei, respectivii fluturi. Tudose se mai menționează în declarațiile sale de avere datorii către persoane fizice, în cuantum de maximum 15.000 de euro, precum și vânzarea și achiziționarea periodică a unor autoturisme. Deci boala asta o avea. Asta cu autoturismele, păi cu ce să o aibă? Ori cu casele, ori cu autoturismele, premierul Mihai Tudose a declarat că a avut o experiență neplăcută cu băncile și că el refuză ca salariul să-i fie pus pe card pentru ca banca să nu beneficieze de comision la fiecare retragere, afirmând că nu-l merită. Și totuși el încalcă până la urmă legislația, ceea ce nu e nicio surpriză, evident, pentru că în România nu se poate plăti un salariu de peste 10.000 de lei în cash, adică în bani gheață, bani peșin, banul jos. Nu se poate plăti, este ilegal. Ori noi știm că premierul are un salariu în jur de 15.000 de lei, deci 150 de milioane de lei vechi, care în mod normal trebuie obligatoriu plătiți prin card bancar, adică printr-un cont, și eventual el să aibă acces la ei prin card bancar, așadar făcea doar pe grozavu și sigur că până la urmă și dădea o notă de ghiolban, de țărănoi, până la urmă, politicii românești, politicii fiscale, dacă vreți, întrucât, așa zisa disciplină financiară ar fi trebuit să-l preocupe mai mult pe premierul României și să nu îndemne la evaziune fiscală prin astfel de considerente. Pe lângă asta, sigur că premierul este și prostănac. În primul rând că asta cu comisionul, nu vreau să fac aici, nici nu o să dau nume de bănci, dar nu mai există. Da. S-a terminat. Sigur că băncile au avut astfel de tertipuri. Am mai povestit și eu cu mult înainte ca domnul Tudose să-i apară în lume cu ceva.
cu mult înainte despre cum acționează băncile împotriva clienților și așa mai departe, dar asta cu 2 lei sau 2 bani comisionul nu mai este valabilă. Da? Domnul Tudor se putea să se informeze și el. Dacă era interesat sau dacă era la curent cu ce se întâmplă, uite cum suntem noi la curent cu orice, putea și el să afle că astăzi poți foarte ușor să fentezi aceste lucruri. Băncile îți oferă pachetul ăla card complet, cum spun ele, dar unde nu mai ai niciun fel de comision. Ba chiar acum, domnul Tudor, se văd că sunteți atât de habarnist încât trebuie să vă aduc la cunoștință și asta, poți să scoți cardul, bani de la cardul, pardon, de la automatul oricărei bănci fără să ai comision. Sigur, nu este valabil la toate băncile din țară, dar este această posibilitate, da, să te duci cu cardul, am experimentat-o și eu, și poți să scoți oricât de la automatul altei bănci, fără să ai nici măcar un cent comision. Deci lăsați-mă cu... Asta este dovada prostiei, efectiv, altfel oricât am încercat noi să jonglăm de ziua limbii române, cum o facem mereu cu cuvintele, n-are sens să ne tot învârtim în cerc, este prostănac. Pur și simplu, ăsta nu este nici măcar vreun vicleșug, dar nici măcar vreo șmecherie, în termen foarte la modă, de la Robert Turcescu și până la Liviu Pop, cu toții să cred șmecheri în țara asta. Nu, e vorba de prostie. Este mult mai simplu. Când ești prost, atunci sigur că nu se leagă nimic. Dincolo de asta, sigur că a intrigat. De asta și Cornel Nistorescu sărise cu gura în asemenea hal pe el. A intrigat aici pe lângă prostie, dar și infatuarea asta, da? Ieșirea asta la rampa lui, așa ca o frondă personală, știi? El avea un cui împotriva băncilor că îl țepuise alea cu niște firfirei, da? Când la el banii, iată, nu sunt chiar așa o problemă. Un om care ține 100 de mii de lei într-un cont la bancă, și evident aici că vorbim de lei noi, da? Deci 100 de mii de lei la bancă, vă dați seama cât de dobitoc trebuie să fie dacă se uită la 2 bani? Că el a spus-o. Să nu-i mai ia banca acel 2 bani, că nu-l merită. Bă, aici n-aș fi de acord. Eu nu știu dacă banca nu merită să-ți ia 2 bani, atâta timp cât îți găzduiește 100 de mii. N-ai decât să-ți iei 100 de mii la saltea. Dar vine un prost de ăsta de pe stradă, un aurolac din ăsta, și îți ia bănuțul de la saltea. Adică e destul de jenant ca un bătrân, cum ești mata, să stai cu banul în casă. Cum era pe vremuri când ne spuneau părinții și bunicii să ne fie frică, că dau băncile faliment. Că ei asta învățaseră la școală. Da? Așa am trăit noi în adolescența noastră cu ideea că banca poate să dea faliment a doua zi. Sigur că a existat o epocă în România la începutul anilor 90, când într-adevăr băncile mai dădeau faliment. Chiar dacă sistemul bancar era considerat sigur de către statul român încă de pe atunci. Au fost astfel de situații, au fost unii mai puțin inspirați care și-au lăsat într-adevăr banii la bancă și nu i-au mai găsit, atunci nu existau niște legi. Astăzi, slavă Domnului, această problemă nu mai există, decât în cazul unui crah de ăsta financiar de proporții, care sigur ne-ar trânti definitiv pe toți la pământ, dar atunci ce mai contează? Aș pierde Tudose agoniseala. Deci, încă o dată spun, dincolo de prostia evidentă a acestui om, ieșirea la rampă unuia care să pretinde prim-ministru într-o țară a Uniunii Europene este inacceptabilă la acest mod. Despre de asta se revoltau oamenii serioși. Nu pentru că ne este nouă simpatic sau nu Tudose. Noi nu avem nicio treabă cu el. Dar eu nu sunt nici prieten, nici dușmanul lui. Nu mă interesează niciun politician. Am mai spus-o asta. N-am avut niciodată în agenda telefonică numărul niciunui politician. N-am nicio treabă. Nu-l urăsc pe Tudose mai mult decât pe altul. Dar evident că ne intrigă faptul că un asemenea om poate să ajungă într-o asemenea funcție. Dacă el era un cioflingar, era un felcer, era un compostor de bilete false în Gara de Nord, nu mă deranja chestiunea că ar fi făcut un pic de umbră pământului un astfel de individ și că venea el la RTV, de exemplu, să lăuda că îl fură banca pe el. Nu era niciun deranj. Așa însă, din poziția asta, el practic pe noi ne face de râs. Pe noi, fraților. Cum ne-a făcut Ioan Temorar la Marsilia sau alții ca el. Da? Astfel de oameni ne fac de râs. Ăla, vă dați seama ce franceză vorbea ăla. Una de aia că combinată cu hotentot așa. Sigur că ea nu-ți dau un cap când te aud.
Bineînțeles, nu trebuie să știi limba franceză dacă ești consul într-un oraș francez. Sigur că nu trebuie să știi. Dar nu-i bine să te duci și să ai și cultura franceză? Să vorbești franceza fluent? Să știi despre istoria Franței mai mult decât știu ăia? Nu așa vi se pare normal să ajungă un cetățean? Sau în Africa de Sud, sau la Londra, sau în Vanuatu? Nu vi se pare normal să trimiți un om cult, un om citit, un om pasionat? Nu, tu trimiți un bou, că ăla avea o pilă, că ăla avea o relație, sau eventual să scap de el, cum se practică la noi. Hai că te fac consul în Panama, sau în Bahama, sau în Barbados. Te trimit acolo și acolo să te păzești, numai să nu scadă cocotierii aia în cap. Bă, să-ți vii singura ta grijă, hai că în rest te descurci tu. Sigur că nu este cel mai strigător la cer lucru, pentru că vedem ce se întâmplă în alte domenii. Este într-adevăr alarmant și degeaba tragem semnalul ăsta de alarmă în permanență că nu se schimbă nimic. Sorin Ovidiu Vântu, omul nostru, care e omul nostru atâta timp cât stă după gratii, adică acolo într-adevăr este locul lui.